Zanidache prima reacție după ce a revăzut-o pe Elena Marin, la Survivor România All Stars. Am încercat să vorbesc cu ea, nu s-a putut. Zanidache a făcut primele declarații cu privire la noua lui colegă, Elena Marin, care s-a alăturat echipei faimoșilor, în ediția de miercuri seară, 24 ianuarie 2024. Ce a spus câștigătorul sezonului 2 de la reality show-ul Survivor România despre ea? Am încercat să vorbesc, nu s-a putut. Elena Marin s-a alăturat echipei faimoșilor, după cum a dezvăluit ediția difuzată miercuri seară, 24 ianuarie 2024, la ProTV. Fosta concurentă din sezonul 2 al Survivor România a revenit în atenția telespectatorilor, după ce în trecut a părăsit Republica Dominicană din cauza unei accidentări. A făcut parte din aceeași tabără cu Zani. A fost chiar rivala lui. Totul, până când și-a accidentat piciorul. Experiența în cauză i-a schimbat Elena -i Marin viața enorm, pierzând multe contracte bănoase. Se pare însă că vedeta și-a revenit cu sănătatea, dat fiind faptul că se află în Republica Dominicană. Cum a fost întâmpinată Elena Marin de colegii săi? Elena Marin a fost întâmpinată cu voie bună de către colegii din echipa faimoșilor. Mulți s-au întrebat însă care este relația ei cu Zanidache, având în vedere că în trecut au existat multe tensiuni între cei doi. În sezonul 2 al emisiunii difuzate de Pro ProTV, vedetele și-au aruncat cuvinte dure. Nu se poate să nu amintim însă și că, atunci când Elena Marin a avut nevoie de ajutorul lui Zanidache, acesta i l-a oferit. Fiind vorba totuși despre o competiție, cei doi și-au urmat propriile interese. Prezentatorul TV Daniel Pavel l-a întrebat pe Zanidache cum a simțit revenirea colegei sale în junglă. Ce a spus Zan despre fosta lui rivală, Elena Marin? Prezentatorul Survivor România All Stars 2024, Daniel Pavel, l-a întrebat pe Zanidache cum se simte în prezent, când știe că vedeta alături de care a făcut istorie în sezonul lor s-a întors în Republica Dominicană. Tânărul nu s-a lăsat intimidat de fosta lui rivală. Zanidache a explicat că a încercat să mențină legătura cu ea. După sezonul 2 al Survivor România, însă nu s-a putut. Concurentul și-a exprimat speranța ca lucrurile să evolueze bine, iar cei doi să ajungă să se cunoască mai bine, cel puțin, treptat. Am încercat să vorbesc, nu s-a putut. Elena este enigma mea. Am încercat acasă să vorbesc cu ea cât s-a putut. Nu s-a putut. Din câte am înțeles, mulți nu au mai vorbit cu ea. Sper să avem ocazia să ne cunoaștem mai bine, de data asta, în acest sezon. Lașa e lungă, suntem mulți, dialoguri vor fi. Deocamdată nu simt nimic, sper să ne cunoaștem mai bine, i-a spus Sanida prezentatorului TV Daniel Pavel.